Noi, grupul parlamentar al socialiștilor, apreciem această decizie a domnului Lupu și Alianței pentru Integrare Europeană ca o decizie corectă, ca un gest de corectitudine politică. Sperăm că acest pas va deschide posibilități, noi oportunități pentru depistarea unei candidaturi apartinice. Noi rămânem deschiși, consecvenți, suntem gata să votăm o candidatură apartinică la funcția de președinte. Suntem gata de negocieri pentru a depista până pe data de 15 o candidatură care va fi votată de 61 de deputați în plenul Parlamentului. Nu aș spune că m-a surprins, eu cred că este o decizie logică. Eu m-am așteptat ca domnul Lupu să ia această decizie mai înainte, chiar înainte de primul tur. Era clar pentru toți că domnul Lupu nu va obține 61 de mandate. Cel puțin poziția socialiștilor a fost clară și consecventă. Ну, пока что не видно никаких аргументов для того, чтобы говорить, что оттягиваются выборы президента. Посмотрим. Я надеюсь, что кандидат будет. Потому что если Альянс за европейскую интеграцию пойдет по пути не выставления ни одного кандидата, это будет означать, что это оттягивание еще на 30 дней. Но я надеюсь, что этого не будет, потому что большинство населения Молдовы ждет, чтобы в следующем году все-таки у нас этот политический кризис, этот хаос прекратился. Mi se pare că sunt pierduți. Pentru ei, cu regret, este specific situația și lupta de baricade. Acum, când sunt posibilități de consens politic, probabil ei nu știu care vor fi pașii ulteriori. Pentru noi este clar, noi am obținut ceea ce am dorit. Noi am dorit negocieri pentru o candidatură din afara Alianței pentru Integrare Europeană. Și primul pas spre aceste negocieri a fost obținut.